din credincioși, la Marea Sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos vă doresc din toată inima a această sărbătoare și zile care vor veni să fie pentru fiecare dintre noi momente de cercetare duhovnicească, de bucurie, de pătășie unii cu ceilalți, de liniște sufletească. În același timp, citind din Sfânta Scriptură, în Evanghelia pe Marcu, capitolul 16, găsim scris următoarele. După ce cu ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă și să ungă trupul lui Isus. În ziua din treia săptămânii s-au dus la mormânt diz de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Fusese deja dată la o parte. din credincioși, îmi permit să vă spun dacă încă aveți pe ușa inimii dumneavoastră o piatră în a crede în viața Domnului Iisus Hristos. Rugați pe Bunul Dumnezeu să vă dea la, la o parte. Nu o să puteți cu puterea voastră, dar El poate. Așa cum femeile au găsit mormântul deschis, tot așa, dragii mei, iubiți credincioși, lăsați ca bucuria învierii să vă pătrundă inimii. Lăsați ca bucuria pe Domnul Iisus Hristos să fie și bucuria voastră. Lăsați ca învierea Domnului Iisus Hristos să fie uh, gândirea inimii voastre. Lăsați ca învierea Domnului Iisus Hristos să vă sfințească gândurile, inima, faptele. Nu vă îngrijorați de ce se întâmplă în lume. Gândiți-vă că Bunul Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre, ale mele și ale dumneavoastră și crezând în El să avem viața veșnică. În viața Domnului Iisus Hristos este garanția învierii mele. Dar pentru asta trebuie să dau la o parte piatra de pe inimă care mă împiedică să văd în viața Domnului Iisus Hristos, care mă împiedică să cred în învierea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, să ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca El să dea la o parte piatra aceasta și noi, cu bucurie, să fim beneficiari învierii Domnului Iisus Hristos. Vă doresc tuturor sărbători în liniște și pace.